Bună seara și bine ați venit cu doar aprofă cu probleme de material de la ce mești variante pentru preză, ca sau ca? Variante. Pentru preză? Pentru. Preză. Ca sau ca? Ca sau ca. Mai. Opta. Unu. Prima variantă, da? La varianta 1, da. Varianta. Unu, este și unu. Unu. Exercițiu. La urmă, dată exerciții, scrieți răspunsurile pe spațiile punctate. Amin. Rezultatul calculului. X plus 5 pe lângă X minus 5 minus X minus 7 totul la a doua este egal cu ma rezultatul care să scrie, dar da. Noi sunt redactorul. Redactor. Și voi investi la redactorul. X pătrat minus cât? Minus 25. Da. Minus. Minus x pătrat. Da. Hai. 2x la a doua. Deci. Nu. 14x. Deci plus 14. Plus 14. Știi ce este plus 14? Și minusul de față schimbă semnul. Și minus 7. Și minus 4. Egal mai spate. Cum mai repede? Să reduc x. Da. 14x. Minus, hai, 70 și... Minus 70 și... 4, hai, 4, mai uite. 74. B. 2. Nu, era A și B aici. A, A fost. A, B și G. A, B. B. Valoarea de adevăr a propoziției. X pătrat minus 7, X plus 6. Valoarea de adevăr. Pentru. X pătrat minus 7. Pentru propoziția P este zice. Egal cu X pătrat minus 7, X plus 6. Deci, propoziția sunt X pătrat minus... 7, X plus 6. Egal cu X plus 1. Pe lângă X plus 6. Pentru orice X aparține lui el este... Dacă asta este adevărat sau nu? Asta este valoarea de adevăr. Ne facem x plus 1 până x plus 6. Deci mulțim, deci, nu? Da. Da. Deci, e ceva, propoziția pe care sună așa. X pătrat minus 7, x plus 6, x pătrat, nu? Egal cu, să vedem cât este. Egal cu x pătrat plus 6x plus x plus 6. X pătrat minus 7x plus 6 cu minus 6 aduri, minus x pătrat. Egal cu? Egal cu dar nu știu poate cealaltă mai bine. Da, da, să vedem x așa. X pătrat cu 7, x plus 6. X pătrat cu 7, x plus 6. A fost minus 7, x aici, nu? Da. Da. Minus și acolo plus. De, atunci e falsă, da? Așa trebuie să-i compari, nu treci, nu rezolvi. Și chiar dacă treci, asta s-o poate duce. Ea n-a greșit cu nimic. X pătrat cu 7, x plus 6. 6 cu 6 și ca și cum aș cum. Ea a devenit în comparație echivalentă. Nu s-a modificat cu nimic. Minus 7x egal cu 7x. Doar aici a fost comparația. Corect. Și față. Față. Da. Bun. Ce? Ați înțeles? Da. Bun. Ce? Dintre numerele radical din 5 plus 2 radical din 3. Radical din 5 plus 2 radical din 3. Și? Și radical din 7 plus radical din 10. Mai mare este? Păi scriem radical din 5 plus radical din 12 și radical din 7 plus deci, radical din 10. Aranjăm, îi privim încă o dată ca fiind radical din 5 plus radical din 12 cu vecinul său radical din 7 plus radical din 10. Deci, îi transcriem în echivalent, nu? Cu ăsta în pătrat și ăsta în pătrat. Deci, echivalent cu a compara pătratele lor. Adică, radical din 5 plus radical din 12 la pătrat cu vecinul său. Cu radical din 7 plus radical din 10 la pătrat.
Da, da, ne zice ceva, pătrat. Da. Hai, Miruna, te rog. 17 plus 2 radical din 60. 17 plus 2 radical din 60. Și 17 plus 2 radical din 70. Și 17 plus 2 radical din? 2 radical din 70. 2 radical din 70. Și avem 2 radical din 70 plus 2 radical din 70 în urmare a doua. Deci, memoria al doilea, radical din 70. Mai mare decât. Mai mare. Sau a fost radical din 60. E mai mic decât radical din 70, ceea ce ar însemna că îl de pe locul 1, e mai mic decât pe locul 2, nu? Cum am păstrat o ordine a perfect. Da, dar răspunsul care e mai mare? Care e mai mare, răspunsul al doilea, da? Radical din 7 plus radical din 10, e mai mare decât radical din 5. Și invers, dacă scriam mai mic, înseamnă că ăla care are zăgeata e mai mare. E desfăcut, nu? E mai mare și altul e mai mic. Da. 2. Arătați că 5 supra x minus 2 plus că, 3, da? 5 supra x minus 2 plus 2 supra x plus 2 minus 6 supra x pătrat minus 4 totul de împărțit la x pătrat plus 4 supra x pătrat minus 2 x pătrat minus 4 x pătrat plus 4 supra x pătrat minus 4 așa, plus 1 plus 1 într-o paranteză așa egal cu 7 supra 2x. Deci, e de răspuns. Da. Eu aș zis calculați. Asta e calculat. Pentru orice număr real x, aparține lui ier mai puțin plus minus 2. 2 și 0. Și 0, o să vedem de ce. E, spuneam calculați, pentru că așa le-a dat răspunsul. Și autorul este drăguț. Da, arătați că. Arătați că, adică știi unde să ajungi. Exact. Te ajută mult. Dar dacă îți spun, calculați. Fie expresie e de x, așa, e de x, o expresie de x. Aduceți-o la forma cea mai simplă, tu trebuie să ajungi acolo, corect. Forma cea mai simplă. Da, așa noi o să facem varianta asta. Corect. Aduceți-o la forma cea mai simplă. Sau calculați? Nu. Aduceți-o la forma cea mai simplă expresie. Nu spun cu x și ce și cum nimic, eu am obligați. Înainte am apucat de treabă. Ce trebuie să fac, copii? Vedem fracții aici. Eu nu vorbesc. Faptul că vedem fracții, suntem foarte supărați, foarte atenți. Și fracția există. Nu, fracția există dacă numitorul e diferit de 0. Da? Că dacă 2 de aici ar fi 2 minus 2, fac 0. Și n-ar avea rost. Nu mă pot da de treabă. Deci, expresia există, e de x. Expresia asta e de x. Există. Există dacă și numai dacă x aparține lui ea mai puțin elementele 2 și minus 2. Nu închid, că s-ar putea să mai am surprize. Văd că am o împărțire aici. În momentul când am o împărțire, știu că mulțesc prima cu a doua inversată. Când aduc, aici este cu plus, sigur? Da. Da. Când aduc același numitor, când aduc același numitor, vine x pătrat plus 4 plus x pătrat minus 4. Deci vine aici x pătrat plus 4 minus x pătrat plus x pătrat minus 4. 4 cu 4 se reduce, vine 2x pătrat. Da. Și când întorc fracția, x pătrat la numitor. Uh-huh. Și dacă x-ul pătrat la numitor, împărțirea la x. Și zero. Deci de aceea și zero. Da, așa, da? Și zero. Și Mihai la te rog să continui cu lucrurile. Da, e 7 supra 2x. Da, la asta trebuie să ajungem. Da, bine. Hai să lucrăm la oameni. E de x egal cu. Ați spus numitorul comun, numitorul de x plus 2. Facem cu tipa anteza asta, da? Care e numitorul comun? X plus 2 plus 2 x minus 2. Adică x pătrat minus 4. Da. X pătrat minus 2. Da, și noi punem a 5 pe lângă x plus 2
plus 2 supra... Nu, 2. Deci, în... Da, x la 2 minus 4 plus x la 2 minus 4. Deci cum mă uit eu pe cameră? Focus! Așa. Așa. Supra x la 2. Așa, așa. Așa, mulțim, da. Egal, pun... Așa, focus și trag... Da, da, o pătiță. Aici. E dat în două, jos. Dar nu stă jos mai. Deci tot trage în sus. Da, plus 2x minus 4, da? Și minus 6 minus 6, ori supra. Așa, am dat jos, o rămas așa în poziția asta, dar trebuie mai câți 3 poziții. Manual, focus și sus, nu știu ce este acolo. S-au sumat două poziții. 2x. 2x pătate. O rămas manual acolo, dreptul manual. Da? Da, și așa, am înțeles. Dar să știi că era așa înainte. Tot pe manual era. 7x minus 4. Nu. Minus 4, minus 6, minus 10. Minus 10 plus 10, 0. Da, da. 7x la 2x 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 Deci am arătat că e de x, care arăta așa, este egal cu 7 supra 2x. Okay. Pentru orice x, aparțin yes, care aparțin 2, minus 2 și 0. Cada lucru. Da, deci da. S-a făcut, dar s-a ajuns la expresie. Da, da, da. Exact cum a cerut autorul. Exact. Dar să ne ați înțeles că este mai interesant așa. Exact. Pentru că în momentul când ți-a dat 7 supra 2x, tu știi unde să ajungi. Dacă mai greșit pe calcul, te poți întoarce. Exact. Așa, nu știi. De aceea trebuie să fii foarte atent. Și punerea condițiilor de noi este esențial. Nu ne apucăm de lucru până când nu suntem siguri că fracțiile există. Exact, dar îi pune autorul? Dacă îl pune, sunt drăguț. Da. Da. Bun. Dar, de regulă, dacă eu dau lucrarea asta, nu pun condițiile. Eu las că... Ce urmăresc eu? Elevii știu că nu se apucă de treabă decât după ce... Pun în condiție. Pun în condiție sau ce știu? Nu știu asta, îi sancționez. La revedere. Da? Trei. Așa. Deci treiu. Ce spune? Spune așa că... Expresia e de x egală cu... Trei, da? Da. E de x. Egală cu... 1 supra x minus 3 1 supra x minus 3 plus 7 minus x pătrat supra x minus 1 7 supra 7 minus x pătrat supra x minus 1 ori 1 supra x minus 3 1 x minus 1 1 supra x minus 3 asta e bine. Așa. Așa. Totul de împărțit la x plus 2 supra 2 pe lângă x minus 1. Așa. Am adus un cred de bun, uitați aia care da. E ca să mai scârți. Așa, așa. Așa. Determinat valor de numărului real x, avem A, B, C, D aici, domnul profesor. Așa. Determinat valor de numărului real x, de cine este x? Pentru că expresia este definită. Tocmai ce spuneam mai întâi. Deci, determinați x real pentru care, care expresia este definită. Vedeți? Există X. Păi, asta înseamnă. Faptul e definită pentru care ea există. Aici nu mai era o condiție. Tocmai asta cere la. Da, P. Arătați că e de X egal cu X plus 2. Arătați că e de X. Egal cu x plus 2. Pentru orice număr real x, pentru care e de x are sens. Real minus, o vedem în ce. Exact. Ce? Determinați valorile lui x pentru care
E de x plus 2 radical din 6. Determinați x pentru care. Da. E de x plus 2 radical din 6 egal cu 1 supra e de x minus 2 radical din 6. E de x minus 2 radical din 6. Și de determinați valorile numărului real a pentru care 1 minus e de a radical din 2 valorile real a pentru care care 1 minus e radical e de a radical din 2 este mai mică decât radical din 2 minus e de a. Pare-mi că e interesant. Da. Ia să șterg eu sunt tot măcar. Da, 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 la ca să... Da, ca să învăț. Ca, ca să avem spațiu. Să ne facem o strategie. Adi, te rog să... Ia să vă luăm și ceva? Nu, nu, nu. Da, până aici, e de X este. Și aici e 1, da? E 1. Să verific. Așa. Ne facem o strategie, cum ați zis. Ce înseamnă? Să verificăm, să facem un fapt, să înmulțim mai bine. Nu, 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 primul cum. X nu ar trebui să fie 3, 1 sau... 3, 1 sau... 3 și 1. 3 și 1, atât. Mai 3 și 1? Da. Mai puteți, e un pic. Și... 3, 1, 3. 3, 1. Și radical din 7. De ce radical din 7? Că dacă x e radical din 7, e 7 minus... Nu, asta poate să fie că de-a... E la numărător. Da. Deci noi ne interesează doar numitorul. Mm-hmm. Insistă, totuși, Miruna, că trebuie să mai ai grijă de un anumit x. Deci x-ul nu are voie să fie 1, 3, 7. Nu 7, nu. 5 minus 2. Ah, de 5 minus 2? Pentru că e ori e 2x minus 1 supra x plus 2. Deci data viitoare. Corect. În tot fracția. Mm-hmm. Nu se fac doar spune dată și x plus 2, atunci și la numitor? 5 minus 2. Și deci trebuie să dăm și minus 2. Corect. Adică eu aș răspunde așa. X plus 3 pentru punctul A. X minus 3 diferit de 0, în condițiile ca să fie să vadă omul ce faci tu. X minus 1 diferit de 0. Adică din toată diferit de 0. La pastor asta e pus pe aceeași. Și X plus 2 X plus 2 diferit de 0. Aici înseamnă că X diferit de 3 X diferit de 1 și X diferit de minus 2. Adică X aparține mulțimii numerelor reale. În afară de niște elemente. De 3, 1 și minus 2. Și am lăsat la punctul A. Și de pe acum pot să mă apuc de lucru. Da, de acum așa. Dacă vreți să fiu și mai clar, nici n-aș fi dat punctul A. Ei dădeau mai expresia asta. Spunem, arătați că expresia e egală, sau calculați expresia. Și ei aveau obligația și pentru punctul A. Nu puneau de la punctul A. Sigur că da. Deci asta e subînțeles. Deci autorul este drăguț și vă dirigează pașii în teză. Dar profesorul de mine spune așa. Aduceți la forma simplă expresia. Atât. Nu că e la punctul. Începea cu B-ul. Da, și nu cu E, ca cu X plus 2, ca să nu vorbim. Așa, măcar nu-i dădea asta. Nici vorba. Nu le dau așa, ci pe tăi și îi dau mură-mură. Exact. Era dată expresia, aduceți-o la forma simplă. Scurt. Voi spuneți, nu m-am apuc de lucru până când nu până. Una. Da? Adică, trebuia să mă înțeles punctul A. Ia să vă. Era mai puțin punctul C și ne-am luat acum de... Punctul B. Punctul B. Hai să scriu aici B, la B, încep să vezi. E de X. Pe A l-am făcut azi. E de X egal cu A de. Pe A l-am făcut. Am găsit toți ieșiri în afară, real, în afară de punctul acesta. Asta am făcut. Terminați pe X real, pentru care există E de X. Ai înțeles? Da. E de X este egal cu 1 supra X minus 3. Începem lucrul, da? 1 supra X minus 3. Plus
7x la pătrat. 7 minus x pătrat. 7 minus x pătrat. Supra x minus 1. Nu. Da, păi. Să mai scriem o dată. Nu, scrie da, 7x minus x pătrat, supra, tu mulțitezi totul supra. Totul supra, x pătrat. Nu, nu mulți, că spre ce ești tu. X minus 1, x minus 3. Adică, dacă mi-ai înmulțit, apare un x pătrat minus 4x plus 3 aici. Numitor comun? Și numitor comun va fi o problemă. Că la numitor comun, tu vezi, x minus 3 este și aici și acolo, deci vine x minus 1 plus x minus 3. Tocmai strici greșițiul. Atenție, nu, nu faci lucruri împotriva ta. Exact, gândiți înainte de a face ceva. Așa. La ce se folosește treaba aceea? Tocmai. Nu se folosește la nimic. Împărțit, la... înmulțit acum, deodată. Înmulțit la 2x minus 2. Cu 2, pentru că x minus 1. Nu-i de folos. Nu-i de folos să strici 2x minus 2. Nu-ți ajută cu nimic, data viitoare că se ține voia să dai pe 2 în fapt, că asta și pe care x minus 1 este și aici. Exact. Deci vezi? Ai avut inițiative care stricau ieșițiul. 2 pe lângă x minus 1, supra x plus 2. Și egal mai departe cu... Aducem la același. Da, aducem la același. Pe primul îl aplicăm cu x minus 1. Da, deci x minus 1. X minus 1 supra... Plus. X... Da, mă numitorul răspunde x minus 1 pe lângă x minus 3. Adică e același numitor de amplificare. A pus o singură fracție. N-are rost să pun asta. X minus 1 pe x minus 3 supra x plus 3. Se pierde timp. Deci, o să fie x minus 1 plus 7 minus x pătrat. Ori? Ori 2x minus 1. Iar strici? 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1. Supra x plus 2. Și egal mai departe cu... x minus 1 cu x minus 1. Vezi? Vezi? Ai înțeles ce a semnat chestia asta? Deci egal mai departe cu... cu... cu x plus 6 x plus 2. Hai să organizăm minus x pătrat. Minus x pătrat plus x și plus x și plus 6. Plus 6, totul supra. Totul supra x plus 3. Ori 2. Ori 2 are. Ori 2 sus. Ori 2. Supra x plus 3. X plus 3. Deci x plus 3. E dat de x minus 3. O ați scris eu greșit? Nu, nu, a scris bine. X minus 3, x minus 3, x minus 3, x plus 2. Și egal cu? Egal cu minus x pătrat. Ce ai de gând să faci acolo? Organizează-te. Minus x pătrat plus x plus 6. Minus 2x pătrat. A, vrei să mulțești? Da, mulțești de folos. Deci nu ți este de folos, ori e înmulțit acolo, poate 2 ori să rămâne, să fie de folos în afară. Dar dacă ne înmulțim totuși, așa. Da. Și minus, dăm faptul că mult mai să se fac român. Asta e un minus, da. Deci vine minus 2 pe lângă, eu încă insist. Deci las pe 2 și pus tot minus în față, minus 2 pe lângă x pătrat. Minus x. Minus x, minus 6. Totul supra. X minus 3, pe lângă x plus 2. Acum desfacem și x minus 3 pe lângă x plus 2. Să mulțim, da? Da. Bun. Deci egal mai departe cu x minus 2 pe lângă x pătrat minus x plus minus 6. Totul supra. Și mulțim acum, da? X la pătrat. Eu n-aș fi făcut asta, dar fac, tu ai inițiativa asta. Pentru că stric produsul, nu-mi place. Dar fac treaba asta, deci vine x pătrat. Plus 5x plus 6. Plus 5x, că vine minus 3x cu 2, minus 3x cu 2 face minus x. X pătrat. Deci 5. 3x pătrat. X pătrat. X plus 3 plus x plus 2. X minus 3 plus 2. X minus 3x minus x, e corect. X pătrat minus x. Păi dar nu a fost x minus 3. Minus 6. A fost x minus 3, deci 5. Da, da, da. Deci a scos de pe 3, 1 și minus 2. Și minus 6 l-a fost. X pătrat minus x? Minus 7. Este de tot ce parantele. A fost bafta asta. Exact, exact. Deci a fost bafta asta, trebuie să duce.
Dar dacă nu s-ar fi pus în totalitate, ci numai un x plus 2, atunci trebuia să ne ocupăm de aici și să aranjăm cu o produs de factori. Exact. Da? Deci asta ar fi făcut. Mm-hmm. Și poate numai o singură paranteză să fie dus. Exact. În cazul ăsta au fost fericit. Au fost caz fericit. Exact. Dar nu ăsta, nu ăsta e drumul. Că nu totdeauna se întâmplă așa. Când înmulțești aici, îți dă altceva decât pe timpul ăla. Și acum s-a întâmplat să fie așa. Și am face minus 2. Eu aș fi aranjat sus acolo și mi-ar fi dat x minus 3 pe x plus 2 și zic, băi, bine că îmi dă. Și cum îl luam de o parte? Cum facem? Dar când îl luam de o parte? Minus 2. Și așa că zice, arătați că e de x egal de x plus 2. Minus 2. Mai vedem calculul. Mai vedem calculul. Acolo, acolo a fost drăguț, înseamnă că îi poți să fi greșit mai. Vă mai întreb la diferit. Da. E de x asta. E de x este egal cu 1 sub x minus 3. Da. Plus 7 minus x la a doua supra. Plus din difracție. Plus fracția. 7 da, da, da. Supra x minus 1. Da. Ori 1 supra x minus 3. Perfect. Totul de împărțit la x plus 2 supra 2 până de x minus 1. Corect. Am spus ok. Vreau la am modificat aici cu x minus 1. Da, am făcut de lucru comun corect. X minus 1 plus 7 minus x pe față supra x minus 1 plus x minus 3 ori a doua inversată, 2 pe lângă x minus 1 supra x plus 2. Corect. Și am redus acum. Minus x pătrat plus x plus 6, da? Minus x pătrat plus x plus 6. Ori 2 de aici supra x minus 3 pe lângă x plus 2. Corect. Și am spus pe minus. Minus în față și minus x pătrat minus x minus 6. Și de aici înmulțirea devine tot x pătrat minus x minus 6. Da, ne-a spus că el le spune așa, determinați x pentru care e de x. Zice, arătați că e de x egal cu x plus 2 pentru orice număr real x, pentru care e de x are sens. Păi da, are sens asta. Pentru 3, în real, mai puțin 3, 1 și minus 2. Și nouă le dat minus 2. Și nouă le dat în calcul minus 2. Eu greșeam la toate orile. Și e de x plus 2. Dar dacă minus 2 egal cu x plus 2. Minus 2 egal cu? Că e de x plus 2. Arătați că, deși când te s-a arătat acolo, ajungi la rezultatul ăsta. Da. Deci, din păcate, eu greșeam în calcul, n-am greșit mă. Vedeți, am reluat încă o dată. Ne pare rău. O să luăm ca fi x plus 2 ca să facem punctul următor. Da. Sau? Deci. Sau poate era noastră e bună. Da, dar expresia noastră nu mai este dependentă de x. Corect. Este doar un minus 2. Și de aceea punctul următor nu merge. Trebuie să-l determinăm de x, da? Da, deci, atenție, arătați că expresia la care ajungem este x plus 2. Asta, la asta trebuie să ajungem. Noi de aici, da, și noi de aici despre că l-am avut. Și de acum, așa plecăm de aici. Bun, facem punctul ce. Deci, să presupune, decât mă tot văd și greșeală ei, nu știu dacă pot descoperi foarte repede. Și la oricum nu mai avea mix. Presupunem că e de x, așa cum spune autorul, x plus 2. Dar tu ca elev, ce faci în bancă când te apuci să lucrezi existul ăsta? Ești destul de contrariat, când ajungi la x plus 2, intri în panică și ai profesorul. Profesorul mă dă x plus 2. Mie mi-a dat atât. Chiar dacă îi trebuie un examen din asta? Sigur că da. Deci trebuie să semnată greșeala. Deci dacă ești chiar la admitere, la evaluare, și constați că este o greșeală, te ridici și spui, da, dar să fii sigur că ai greșit tu. Că e posibil să fii greșit tu la calcul. Bun, dacă ai greșit tu, te ridici și spui pentru că altă, nu mergi mai departe exercițiul. Nu merge greșit tu, poate mai mulateză. Exact. Poate profesorul a copiat-o dintr-o carte, așa cum se întâmplă, teza respectivă, nu o să lasă să vadă subiectul să lucreze, și este o greșeală și atunci... Nu mai poți să mă întâmplă. Nu. Cu tu cu minus 2 nu poți să mă întâmplă. Deci, avantajul când îți dă cu cine e egal, ai control. Aș cum te-ai dat la sfârșit de tot, da. Ai control și vezi dacă ajungi acolo. Mm-hmm. Dacă ajungi acolo, e bine, e bine. Dacă nu ajungi, este în semn că te întorci tu să vezi o dată, de două ori,
calculul tău și în condițiile în care nu ajungi... E sigur că ai făcut un corect, atunci ar fi în pic. Nu de X plus 2, ci de atât. Între timp și un alt coleg a ajuns la aceeași problemă. O lucrează și profesorul. Da, da, vede și el și atunci greșeală, lăsați-o cum vă dă vouă. Exact. Da, mergi de la... Și am X acolo determinat X. Determinați X, pentru care expresie. E alt punct. Eu noi l-am făcut pe E, pe B. B. Mm-hmm. Acum, pentru C, pentru punctul C, îmi închipă că e X arată așa. Și trec la punctul C. X plus 2. Și avem E de X, adică X plus 2. X plus 2. X plus 2. Plus 2 la radicalul 6. Egal 1 supra, X plus 2. Minus 2 radical de 6. Minus 2 radical de 6. Asta este egalitatea. Eu n-aș fi locuit, aș fi asesizat un lucru. Lăsând cu X plus 2, lăsând cu E de X, o transcriu via cu E de X. Ia uite cum aș fi făcut. Aș fi scris-o cumva E de X plus 2 radical din 6. Egal cu 1 supra E de X minus 2 radical de 6. Deci că e egal cu A la minus 1? Prosumeților egal cu orice extremilor. Așa. Aici este 1 minus A și prosumeților care plus extremilor. Da, dacă e E de X plus 2 radical de 6 ca și fiind un A. Așa. Ajuns în acte să arătăm că A egal cu A la minus 1? Așa. A egal cu 1 pe A. Adică pătrat egal cu 1. Adică asta o resta da. Și nu este același amperuna. Aici este E de X plus 2 radical de 6, aici este de minus 2 radical de 6. A plus B pe la minus B. Deci la 9, în momentul în care fac plusul, rezultă că A E de X plus 2 radical de 6. Da. Totul pe lângă. E de X minus. Minus 2 radical din 6 egal cu 1, nu? Da. Și îmi convine foarte bine să sesizez acum că e de x. Face e de x la pătrat. E pătrat de x. Poți să scrii și așa, da? Sau e de x totul la pătrat. Poți scrie e pătrat de x. Minus. Minus cât? 24. Minus 4, 6, 24. Egal cu 1. Adică echivalent cu... Adică cine este de X acum? Mă întorc. Abia acum lucrezi pe X. Era X plus 2. Deci din X plus 2 la pătrat minus 24 egal cu 0. Minus 24 egal cu 1. Și adică la pătrat trebuia să găsim pe X aici. Da, da. X. Sigur că da. Sau altfel mai deșteaptă idee, în loc să duci la pătrat, aș zice X plus 2. Totul la pătrat egal cu 25. X plus 2 totul la pătrat egal cu 5 sau 2. Da? X plus 2 totul la pătrat egal cu 25. De un X plus 2 egal cu? 5 la 2. Plus minus 5. Deci X plus 2 trebuie să iei 5, că la pătrat fac 25. Și dacă e minus 5 la pătrat, sigur că da. Deci sunt două variante. Deci de aici rezultă că X plus 2 egal cu plus minus 5. Așa, cazul 1. Cazul 1. X plus 2 egal odată cu? Cu 5. Adică X 1 egal prima valoare, cu 5 plus 2 egal. Și X plus 2 egal cu minus 5. Minus 7. La al doilea X egal cu minus 7. Așa, dar X aparține mulțime valorilor 3 și minus 7. Asta era problema. Găsiți pe X așa încât să se întâmple nu știu cine. Răspunsul X aparține mulțime valorilor 3 și minus 7. Minus 21 egal cu X pe lângă X plus 4. Păi de făcut ai... Nu știu, era 21 egal cu X lângă X plus 4. Și am zis că poate fi 7 ori 3, minus 3 ori minus 7. Dar nu că numele naturale. Păi da, minus 3 ori minus 7 ori
sau 3 minus 7, la ultima. Și mi-a dat 3 și... Minus 7. 3 mi-a dat minus 7. Miruna, uite-te că asta este primul corect. Mm-hmm. Câte vreme când în el mai puțin niște numere, în el putea să dea și numere cu numele 10 mari și tot felul de numere, și cu radicali, și cu mai departe. Deci, tot de poate să fie X plus 2 la pătrat cu minus 24 egal cu 1, de chef 24 cu partea de altă știe asta. Da. Nu la pătrat, ca să nu strică ieșițiu. Da. Și ceva la pătrat egal cu 25 înseamnă acela egal cu plus minus 5. Că 25 la a doua. Mm-hmm. Și acolo înseamnă că am două variante, varianta cu plus 5 și varianta cu minus 5. Și nu știu aia cu minus 5, că minus 5 s-a pătrat tot... Sigur că da. Deci e important, avem părți soluții. Și am o dată x-ul în varianta că e cu plus 5, e 3. Și pe loc când este cu minus 5, e minus 7. Nu ești tentat să iei, pentru că e 5 la a doua și aici nu ești tentat să iei. Nu, dar totdeauna, atenție, observație foarte importantă. Când ai x pătrat egal cu a pătrat. Da. De aici, două variante, x1 în 2, egal cu plus minus a. Deci mai ales copii. Plus minus a. Deci, totdeauna aveți grijă. Și aveam de u, eu mi l-am șters ca să... Da, am înțeles, fie etapa. Da. Și de determinăm valorile numărului real a, pentru care 1 minus a. Determinați a real. Așa am văzut. Da. 1 minus f de a radical din 2 este mai mic decât radical din 2 minus e de a. Deci e 1 minus e de a radical din 2 mai mic decât radical din 2 minus e. De cealaltă, nu? Sigur. Dar uite, cine este e de x minus? Știam că e de x. L-am luat drept cu un x plus 2. Ca să putem continua. Am locuit unde x cu a? Facem e de a radical din 2. E de a radical din 2. Și de e de a. Deci e de a radical din 2. Înseamnă, uite-te, aici în loc de x punem a radical din 2. Tot avem a radical din 2. Face a radical din 2. Fără, hai să înțelege. Deci dacă e de x este x plus 2, se aplică pe toate. Ne uităm și în loc de x pune a radical de 2. Unii văd x până la radical de 2. Unii văd x, așa cum am zis aici, peste tot puneam a radical de 2 și apare a radical de 2 plus 2. E de a cât va fi? E de a e a plus 2. E de a egal cu a plus 2. A plus 2. Și atunci, asta devine echivalent. Inegalitatea aceea devine echivalentă cu 1. 1 minus a radical din 2. A minus a radical din 2 radii. Continuăm. Minus 2. Mai mic decât radical din 2. Minus a plus, minus a minus 2. Minus a minus 2. Echivalent. Echivalent cu... acolo avem minus 1. Minus 1 minus a radical din 2. Ar fi minus 1 minus a radical din 2, mai mic decât? Mai mic decât... Nu mai poți opera. No, radical din 2 minus a minus 2. Deci radical din 2 minus a minus 2. Fică mai mic cu continuă. Ne trebuie să găsim pe a. Pe aici. Ca la oricine, voi ați duce cu A, duce într-o parte. Partea... Și partea numerică o parte cealaltă, da? Deci trecem într-o parte în altă. Minus A radical de 2 lăsăm. Sau poți să spui A în față. A minus A radical de 2 trebuie să fie minus A. Mai mic decât 2... O rămas radical din 2 minus 2. Da, 2 minus radical din 2. De ce 2? Nu, minus 2 radical din 2. Ce mai are? Radical din 2 o să o scrie. Ca rămas. Mi-a făcut minus 2 acolo. Rămas la el acasă. Și plus 1. Ce plus 1? Asta e altă chestie. Echivalent cu. Ce facem în partea aia? O dăm un A în factor cu așa. Sigur că da. Deci A pe lângă 1 minus radical din 2. Mai mic decât? Radical din 2 minus? Minus 1. Decât radical din 2 minus 1.
cealaltă? Cum? Pe cealaltă minus 1, nu? Cum o să zicem partea la altă? A, deci 1 minus 1 cali 2, minus 3 cali 2 minus 1. Ce ții de la? Deci, hai așa, 3 ori x mai mic ca 2. Cum mai continui de aici? 3 ori x împărțit la 2. Deci, de aici x-ul cu cine? Împărțim pe, împărțim pe cali 2 minus 1. Mai vrei altă treabă? Da. X mai mic de 2 supra 3. Deci de aici este și x mai mic decât 2 de 3. Da. Așa și-a bun. Deci așa ești poveste. Și atunci a, hai, hai, a mai mic. A mai mic. Mai târziu. Mai mare. De ce se schimbă semnul? De ce se schimbă? Nu se schimbă semnul. Nu se schimbă. De ce nu se schimbă atunci? Că era egal din 2 minus sau egal din 1. Dar atent cine împarte-o? Prin 1 supra egal din 1. Prin? Prin 1 minus supra egal din 2. Deci cine e care? Dacă asta o împarte. Prin 1 minus radical din 2. Și ce știm? Ce fel de număr este 1 minus radical din 2? Negativ. Asta e. Când împărțim printr-un număr negativ, se schimbă sensul. Se schimbă sensul. Anulțirea sau împărțirea unei negativități cu un număr negativ se schimbă sensul negativității. Esențial. Așadar, deci va veni că este mai mare decât radical din 2 minus 1. Da, supra 1 minus 2. Supra 1 minus radical din 2. Supra 1 plus radical din 2. Și pe asta lucrăm, nu? Da. Nu lăsăm așa. Sigur că lucrăm aici. Ori amplificăm azi, ori sesizăm că dacă spatem un minus în factor, fi la numărător, fi la numitor, se așează exact asta. Iată, vine A mai mare decât minus pe lângă, nu, 1 minus radical din 2. Da, se întoarce 1 minus radical din 2 supra 1 minus radical din 2. Și acum să... Și acum sunt amândoi, nu? Asta e asta. Și minus 1. Și A mai mare. Și rezultă echivalentul A mai mare ca minus 1. Adică, de aici înseamnă, practic, A aparține 0. Atenție! Mai mare decât minus 1. Strict mai mare decât minus 1. Suntem în iar. A aparține mulțimii de la... Nu? Mulțimii de la... Da. Minus 1... Minus 1 deschis, deci a aparține intervalului. Așa așteptă. Intervalul de la minus 1 la plus infinit. Minus elementele eventuale care ați văzut mai înainte. Știți că am zis că x-ul aparține lui ea. 3, 1 și minus 2. 3, 1 și minus 2. Și acum ne interesăm care sunt aici. Păi numai 3 și 1, minus 2 nu. Păi bine, înțeles? Minus mulțimea formată din 3 și 1. Foarte frumos e greșită. Da, foarte 3 și 1. Și văd că le-o dat bătăi de cap. Mare bătăi de cap. Deci, dacă stăm și suntem sinceri cu noi, au fost punctele A, B, C și D. Da. De ce numele 3 și 1? De ce numele 3 și 1? Că e de X. Da. E de X, expresia aceea când am apucat de ea, nu vrea pe X egal cu cine? Cu 3, 1 și minus 2. Asta se vă numește la plus 2. Și la un moment dat, când noi am lucrat-o pe ea, a intrat în componență ce a intrat? Plus 2. A intrat și 3 și 1. 3, 1 și minus 2, a intrat. Exact, da. Așa. Și acele valori ale lui A trebuie să-i scădem de aici. Am găsit pe A. Am găsit pe A de la minus 1 la plus infinit. Dar cum noi am vorbit, e de A. A în expresie nu avea voie să fie 3, 1 și minus 2. 3, 1 și minus 2. Și acestea fiind acum în intervalul de la minus 1 la plus infinit, doar două din ele. Nu știu cum din ele sunt în intervalul ăsta, de aia de o parte. Minus 2 nu e în intervalul ăsta. Și-a dat de 3 și pe 1. Exact. Așa e corect. Dacă nu scăzi pe 3 și pe 1, să
să dă punct ajutor. Atenție, nu discutăm, deși se greșeală greabă. Că tu accepti pe A egal cu 3 și vorbești de ea care e de-a mixta acolo. Exact. Ce a spus autorul? Să se găsească A, deci să se găsească A pentru care are loc inegalitatea. Inegalitatea asta de aici a avut câteva capcane. Una, calcularea lui e de A și e de A radical din 2, dacă înțelegi ce înseamnă asta, și nu în forma dată la început, nu în aceea 11, 11, exact, 11. Asta, aia, care a spus-o dumneavoastră a fost sus. Deci nu în asta. E de 5 la care s-a ajuns echivalentul. Adică X plus 2, că doar de aia sunt și că da. În aceea să nu crești. Deci, dacă înțelegi asta, dacă înțelegi ce înseamnă înlocuirea, le înlocuiești și te apuci să te calculezi. Dacă știi să rezolvi inecuații în el, adică tot ce ia într-o parte, ca la ecuații, numele real, adică partea numerică în partea și partea, și ajungi la următorul pas, aici, pentru 1 minus radical de 2, mai mic radical de 2 minus 1, când învați când 1 minus radical de 2, nu ești atent, învați pentru un număr negativ, nu schimbi sensul inegalității, e greșit. Corect. Că în loc să fie mai mare, ți îți dă invers, exact. În loc să ajungi la zona asta, ajungi la altă zonă, nu se fie la tâmpenii. Greșești tot. Totul se greșește. Acum, după care se observi că este același lucru, scoți un minus în factor. Deci a avut la punctul de... Deci ăsta a avut, dar știu și la cine, pentru că acolo pus minus 5, iar aveam emoții, nu știam dacă îl dau... Sigur că da. De ce și de ce să locuiesc pe de x aici? Exact. Nu las e de x pentru că a plus b, pentru că am minus b. Exact. Și vine e pătrat minus 24. Exact, care îmi face iarăi foarte fain. Și aici nu îl desfac. În x plus 2 la pătrat egal cu 25, x plus 2 plus minus 5. O să mai lucrăm numărul pe tot. Sigur. Da. Nu, mai avem o problemă. Așa. Vedeți că e mai mult algebră cu geometrie la variabile de viteză. Da, pentru că... Algebră se făcut mai mult. Sigur, s-a făcut algebră. Elevii, în general, preferă algebră. Algebra. Da, deci... Tezele sunt constituite sau construite pe mai multă algebră pentru că se vine în sprijinul lor. Yeah. Acum și problema geometriei poate să fie și încărcat, că nu trebuie trei probleme. Exact. Dar una, sigur, că exact. Teza de recursă de o oră, nu? Exact. Și atunci trebuie să vă distribu, să împați așa pe tipul, că se meargă tot. Și îl produce, corect. Vedeți, să nu vedeți dacă vă dă mai multă la algebră, ușor. Dacă o să discutăm acum la sfârșit teza în totalitate, să vedem și cum v-ați fi plătat, cam cum ați fi reacționat, ce trebuie să învățăm din teza asta, ce goluri sunt. Deci discuția așa o foarte atent. Așadar, să vedem ce spune problema. Și avem de lucru mult, așa este. Recunosc că avem de lucru mult și aș vrea să ajung la starea aia de bine în care... Să se lucreze fără stres, fără presiunea asta. Da. Crispați. Deci... Pentru că ei au atâta informație. Acum eu aș lucra mai cât așa, dar ei tot crispați sunt. Da. Dar câtă vreme... hai să spun un lucru. Se simte că o proprie săptămână am lucrat. Deci la matematică, o zi dacă nu lucrezi, a doua zi trebuie să lucrezi dublu. E antrenament. Știi ce înseamnă antrenament? Antrenament ca orice sport. Deci, problema mare. De ce? Fie în ipoteză. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim, cum? A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim, prim cum? A, B, egal, 6 centimetri. A, B, egal cu 6 centimetri. M, mijlocul lui A, prim. M, aparține lui A, A, prim. Așa încât A, M, egal cu M, A, prim.
semestrul întâi și totuși n-am ajuns, da? Vă explic acum. O egal cu intersecția prin BC, BC prin intersectează BC prin, intersectează B prin C. B prin C. Nu, B prin C, da? Da. Formată din? Da. O, da. Determinați valoarea tangentei, sau asta au făcut, tangenta unghiului? De anul trecut. Că au făcut tangente. Știm tangente, da, da. Deci determinați valoarea tangentei unghiului dintre planele. Tangenta. Unghiului dintre planele. Unghiule alfa. Unghiule alfa. Da. Unde alfa. Da. Egal unghiul dietru. Așa se cheamă. Asta e, au făcut unghiul dietru, nu au făcut. O să discut acum. Da. Am mai avut o problemă cu unghiul dietru. Unghiul a două plane. Deci eu când deschid două plane, planul ăla și planul ăla, el se intersectează, iar unghiul dietru este unghiul dintre cele două plane. Ăsta? Ăsta este unghiul dietru. Ce două plane, mamă? Și planul nebilitat. Cum facem? Și facem așa. Luăm un punct pe unghia comună, plicăm perpendiculare și dincolo perpendicular în plan, unghiul dintre cele două trepte, semitrepte, e tocmai unghiul dietru. Deci pe unghia comună se ia un punct oriunde. Unde vrem noi. Și ridicăm în punctul ăla perpendicular într-un plan, cât într-un punct al unei drepte se poate reconsider pe perpendicular. Da. Și planul celălalt. La fel. Și unghiul ăla. Unghiul dintre cele două semidrepte și unghiul dintre unghiul dietru. Deci determinați valoarea tangentei unghiului dintre planele. Unde alfa egal unghiul dietru, da, dietru pentru planele. M2O și ABC. Și planul ABC. Nu mi se pare mare chestie, imediat înțelegem. Deci ăsta este unghiul dietru dintre cele două plane, da? Da. Alfa egal cu măsura unghiului dintre cele două plane. Și tu trebuie să găsim tangenta alfa. Asta e prima întrebare. Nu, asta e tot. Asta e tot. Desenăm cubul. Sigur că da. Deci, repede desenăm cubul. În spațiu îl facem rom. Sigur că da. Știm astea și astea lucruri. Eu le mai spun. Da. Foarte bine faci. Cele două diagonale. Ridicăm perpendiculară. Dar atenție, nu-i piramide, ca să mă interesează. Să fie cub. Și A, B, C, D, perpendiculară asta, perpendiculară aici, să fie aproximativ un pătrat. Asta nu se vede. Ridic și aici. Așa. Se vede. Și aici. Și iată cum ne apare cubul, ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim. Acum, M e la mijlocul A prim. M e la mijlocul lui A prim. Deci M este aici. Și B, C prim, intersectează. B, C prim. C prim, asta de aici. Da, intersectează D prim C. Adică diagonalul e la pătratul celălalt. Cu B prim tot acolo. B prim C. Cu B prim C. Asta cu B prim C. C. B prim C. A. Diagonale. În punctul 8. Da. Deci, diagonale, acolo figura C este pe BC, C prim, B prim. BC, B prim. BC, C prim, B prim. Este un pătrat, nu? E pătrat acolo. Toate sunt pătrate. Toate. Toate fiecare. Diagonale în pătrat sunt perpendiculare. Da. Deci mă uit la mijlocul diagonalelor. Vedem acum ce ne cere, mama. Și merge așa, BC printre da. O. Și planul M de O. M de O. Facem patru culoare, domnule. Da, hai să facem. Da. Deci M de... Și O. O e O la cea care l-a avut. Exact. E, să vedem M de O. Intersectează
Nu integrează. Deci M de O, nu pe fața asta, pe BB prim, nu interesează, pleacă și se duce... Nu, 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 cu A, B, C, da. Așa. Deci, M de O. Cu A, B, C. Cu A, B, C. Cu planul la B, C, da? Da. Ei, trebuie să descoperim acum dreapta din intersecție. Ce vreau că n-am făcut? N-am făcut acum, voi strică, domnul profesor, nu mai... Ei. Na, dacă ai răbdare, exact. Noi reușim să facem problema. Dacă tu te necăjești și nu mărești, nu reușim să știi. Punctul O este, uite, dacă luăm planul A, B, C prim, A, B, C prim, de prim A. Deci, vreau să văd cum se duce EMO. Ce părere ai, EMO, cum este cu planul ABC? Ce părere? Ce motiv ai să spui că EMO e paralel cu ABC? Pentru că... E la mijlocul A, prim. Așa și... E la mijlocul A, prim, da. Și O e mijlocul B, B, prim. Așa și... Și O este mijlocul B, C, prim. B, C, prim sau B, prim, C, nu? Da. Da. Și dacă o ducem așa perpendicular, nu e și A lui B, B, prim? Și A lui B, B, prim. Dar... întrebarea... E pătrat acolo. Care este pătrat? B, B, prim, C, C, prim. B, B, prim, C, C, prim, e pătrat de acolo. Și diagonalele sunt jumătățiesc spre perpendiculare și, și acolo se formează B, prim, O, B, nu o linie triunghi isoșel. Dreptunghi isoșel. Deci eu ar vrea să vedem cumva mijlocul ăsta. De aici. Ia la O prim, dacă vreți. Hai să notăm cu ce vrei vreți asta, mijlocul ăsta. Să luăm în spațiu, domn profesor, pe reabără. În plan, dacă. Întrebarea mea este dacă acest plan, care pleacă din D, M și O, taie pe B prim B la mijloc. Da, așa. Da, dacă tai la mijloc. Mi-e de ce B prim, e mijlocul B prim. Deci să dăm punctul ăsta cu unde? Treci? Da. Deci mine să fie punctul deci. Întrebarea este asta. Dacă O, N, M, D, O, N, M, D sunt coplanare. Care O, N, M, D sunt coplanare. Deci unde taie MD-ul ăsta, unde taie planul ABC. Asta ar fi problema asta, da? Unde MD taie planul ABC. Dar putem să vorbim de tot planul ABCD? Da! Păi atunci ce taie pe D. Deci ABC, planul ABC înseamnă planul ABCD. Corect, atunci taie D. Ce? Planul ABC cu planul MD, cu MD, O, o au un comun, un punct pe D. Dar mai întâi de încă un punct, ca să fie dreapta comună, da? Deci un punct l-ai găsit, e perfect. Eu știu, Elena, dacă Q este... Dacă păi, ai argumente, adică C-ul ar trebui să fie în planul care? În MD, OC. În MD... Deci, OC.
O și MOC, nu? MOC. Și în D, nu? Deci, da? Deci, dacă ar fi așa cum spuneți, dacă planul MDO, că ăsta avem noi, dacă planul MDO s-ar duce și prin punctul C, ar însemna că în condițiile astea am avea pe DC comună. Ar fi DC comună. Dar argument. Eu zic că dâmă ar fi dreapta comună. Tu zici că dâmă ar fi dreapta comună? Da. Păi ar trebui să fie, dacă ar fi dreapta comună, ar trebui să fie M în planul ABC. Păi M este în planul MDO, dar nu este în planul ABC. Deci nu este în planul ABC. M să iei mijlocul la A'. Deci... Problema este să găsim încă un punct care să fie și în planul MDO și în planul ABC. Și atunci, dreapta aceea reunește și cea care ne interesează. Dacă duc pe D'A, D'A intersectează pe MD într-un punct, aici să zic, într-un punct L. Punctul ăsta L unde este? În clipa asta că am dus ca intersecția două drepte. A lui MD și D'. De acord? Da. Deci punctul L este în DD prim, este pe MD și pe D prima. Că așa am dus eu. Înseamnă că L este pe MD. Și cum MD era o dreaptă din MDO. Din MDO. Înseamnă că L este și el un punct în planul MDO. Da. Da. Ei, dacă punem acum pe L cu L cu O, deci L O ăsta, L O este o dreaptă, deci L O este o dreaptă din planul MDO. Din MDO? Da. Din motiv că unește două puncte din planul respectiv. Dar L este un punct situat și pe D de prima și pe C prin B. Deci este paralele, da. Din cauza că astea sunt plane paralele. Dacă ați vrea, ar însemna așa că am dat dreptunghiul ăsta. Și este vorba de A, B, D prim, C prim, O este aici undeva, la mijlocul e C, C prim, B, vedeți? O aici este. Iar L este în, un punct care este situat pe MD, pe D de prim aici, dar nu la mijlocul lui D'. Îl putem găsi, la urma urmei, îl putem găsi pentru că fața AA'D'D, deci fața asta, pătratul ăsta, e un pătrat, da? AA'D'D, AA'D'D, noi am dus-o pe D'A, observați, D prima
Și am dus și pe DM. DM. Și M fiind la mijloc, intersectează aici în punctul L. Eu pot să l aflu până la urmă pe LA. Nu degeaba legat AB egal cu 6, mă gândesc. Sigur că da. Dar pot să aflu pe LA. Da? LA se vede că e mai mic decât jumătatea asta. Sau pot să vedem dacă e chiar... Ceea ce este important este că în planul A, B, C' D' am un punct aici L undeva. Pe D de prim, pe D prima. Da. Și unesc pe O cu L până intersectează pe AB într-un punct P. Deci, prelungesc pe O, L. Deci, O, L. E prelungită. Atenție. Până îmi intersectează pe AB într-un punct P. Punctul ăsta P este din planul L, M, din planul D, M, O. Din ce motiv este din planul M, O? El este din planul. Și el este tot în planul acela. E clar că punctul P este în planul de secțiune. Este și pe AB. Da. Fiindcă AB este în planul ABC. Iată cum am găsit un punct comun al planelor D, M, O. Cu planul ABCD. Punctul P este la. Iar dreapta de inter... cum avea și pe D, iar dreapta de intersecție este DP. Da? Dreapta din intersecție este D. Asta. Da? Deci D, P, D, P este dreapta de intersecție a celor două plane. Mai repet o dată. Problema este super interesantă. Iar că nu trebuie trei probleme să dai, ci una singură. Și a închis subiectul. Deci, avem așa, cubul acesta,